Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Sofia Obadă și vă prezint principalul jurnal al zilei. Ne puteți urmări și pe site-urile jurnal.md, jurnaltv.md, dar și pe canalul nostru de YouTube să vedem titlurile ediției. Procurorul general suspendat Alexander Stoinoglu a primit 30 de zile de arest la domiciliu. Avocații acestuia au anunțat că vor contesta decizia la Curtea de Apel. Ziua a fost una fierbinte la judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Vă arătăm filmul celor mai importante momente în jurnal. Un om de afaceri din Rusia îi acuză pe foștii procurori anticorupție din Moldova, Roman Statne și Viorel Morar, că i-ar fi fabricat în 2018 un dosar și l-ar fi lipsit de bunuri. Acesta susține că totul s-a făcut la comanda a doi antreprenori din anturajul lui Igor Dodon și a unui fost deputat din Duma de Stat a Rusiei. Cele două sportive din Republica Moldova care au scris istorie la campionatul mondial de la Oslo s-au întors acasă. Cum au fost întâmpinate la aeroport, vă arătăm imediat. Doi jurnaliști s-au învrednicit anul acesta de Premiul Nobel pentru Pace. Maria Ressa și Dimitri Muratov au luat premiul pentru efortul care l-au depus în apărare libertății. 30 de zile de arest la domiciliu pentru procurorul general suspendat Alexander Stoianoglu. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă de magistrații de la judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Acolo este și Iulia Sarivan, care ne spune mai multe. Bună seara, Iulia! Bună seara, Sofia! Bună seara, doamnelor și domnilor! Acum 30 de minute, Alexandru Stoianoglu a ieșit din sala de ședințe. Deja acesta nu era înconjurat de mascații Serviciului Informații și Securitate, dar era însoțit de avocații săi. Alexandru Stoianoglu a declarat că este nevinovat și că nu a favorizat niciodată niciun grup criminal sau că ar fi lucrat pentru Veceslav Platon. Acesta a declarat că nu este de acord cu decizia instanței și că o va contesta la Curtea de Apel Chișinău. Procurorul de caz a spus că deocamdată nu a decis dacă va contesta sau nu la Curtea de Apel decizia instanței. Eu n-am nimic împotrivă. Poftim, dacă procurorii crede că ei trebuie să investigă în privința mea ceva, eu n-am nimic împotrivă. Poftim. Dar eu nu am înțeles de ce eu, persoana care atâta 2 ani s-a schimbat practica în țară legată cu dosarele de comandă. Eu garantez că noi nu a pornit în perioada mea niciun dosar la comandă. Nu a fost persecutat niciun jurnalist, niciun oameni de afaceri, niciun persoană din societatea civilă. Nu a fost arestat niciun businessman. Și în același timp, astăzi, când o lună în urmă, dumneavoastră știți despre asta, eu am dispus că arestele preventive, ca măsură, poate să fie aplicată numai privință în cazurile extraordinare și numai în privințele oamenii care au făcut omoruri, violuri, tâlhari și mai departe. Și în același timp, în privința mea, procurorul general, același lucru aplică. Stoianoglu a fost adus la judecătorie la ora 9:30 înconjurată de mascați. El a refuzat să comunice cu jurnaliștii. După mai bine de o oră, ședința a fost întreruptă, deoarece avocatul a cerut să discute cu clientul său fără prezența mascaților, iar procurorul de caz a refuzat. Într-adevăr, este un drept fundamental. Demersul la arest și toate materialele anexe, ieri la ora 14:00, au fost transmise părții apărării. Partea apărării a avut practic aproape 24 de ore pentru a lua cunoștință cu toate materialele anexe și demersul respectiv. Acum partea apărării, evocând, au mai intervenit în proces între timp încă 2 avocați, intervin precum că au nevoie de discuție confidențială cu clientul dumnealor. Dar, într-adevăr, este un drept fundamental. Dar, pe lângă faptul că este riscul de ca persoana să eschiveze de la urmărire penală, că, de exemplu, persoana este reținută, noi nu putem să dăm voie fără pază să se deplaseze undeva. Avocatul Vasile Gafton s-a declarat deranjat de decizia procurorului și a menționat că urmărirea penală se efectuează cu abuzuri. Procurorul nu permite ca mascați să iasă din birou să avem o întâlnire confidențială. Prin acest fapt se dovedește încă o dată că urmărirea penală se efectuează cu abuzuri. Deci apărarea și clientul nostru nu își pot exercita dreptul la apărare. A intervenit și deputatul socialist Grigore Novac. Acesta i-a reproșat procurorului că nu are dreptul să le interzică avocaților să discute între 4 ochi cu clientul lor. Eu vă rog, haideți să găsim o chestie de compromis, să asigurăm dreptul la un proces echitabil și dreptul la discuția avocatului cu clientul. Și nu faceți presiune asupra apărării, eu vă rog frumos.
Nu e chestie. Eu pur și simplu, ca și dumneavoastră, probabil ne dorim ca să fie totul corect și transparent, în strict conformitate cu legea. Reținerea lui Alexander Stoinoglo e nemulțumit pe mai mulți simpatizanți ai comuniștilor și socialiștilor care au protestat în fața judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. La protest au venit și câțiva deputați ai blocului comuniștilor și socialiștilor. Aceștia au semnat o cauțiune prin care au garantat că dacă Stoinoglo va fi eliberată din izolator, nu se va eschiva de la răspundere penală. Am adus argumente că domnului este cointeresat ca să aibă un proces echitabil. Mai cu seamă că știți foarte bine că la Consiliul Suprem al Procurorilor, domnul procuror general nici nu a fost audiat. Suntem siguri că domnului va participa în toate procedurile legale și nu vedem necesitate ca dumnealui să fie cercetat în stare de arest. Între timp, Procuratura Generală a anunțat printr-un comunicat că, având în vedere complexitatea și rezonanța socială a cazului Stoinoglo, Procurorul General Interimar Dumitru Robu a dispus formarea unui grup din procurori care îi va acorda asistența necesară procurorului de caz desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor. Cât despre judecătorul Nicolae Corcea, care a examinat demersul vizând plasarea în arest lui Stoinoglo, acesta a ajuns în vizorul opiniei publice în 2015, când a decis că firma Finpart Invest, compania afiliată fostului lider PD Vlad Plahotniuc, poate construi un imobil cu 13 etaje în locul cafenelei Guguță, decizia fiind ulterior anulată de Curtea de Apel Chișinău. Mai mult, în 2019, Procuratura Anticorupție a expediat o sesizare procurorului general prin care a cerut ridicarea imunității magistratului Nicolae Corcea și eliberarea acordului pentru a putea fi urmărit penal în dosarul interceptărilor ilegale. Șeful PSRM Igor Dodon crede că ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova este o lovitură de stat. El cere demisia tuturor celor de la guvernare și ia apărarea lui Alexandru Stoianoglu. Mai Sandu Bursu arată cine-i cazeain în casa asta. Ca Plahotniuc. Să știți, băieți, n-ați ascultat, sunteți la Chișor. Ia ca și s-a întâmplat alaltăieri. Unica soluție este demisia tuturor. Și asta trebuie să fie lozinca de bază, pentru că altfel lucrurile nu se schimbă spre bine. Reprezentanții președinției ne-au spus că nu comentează declarațiile lui Dodon. Astăzi, Maia Sandu a publicat pe Facebook un mesaj în care scrie că este nevoie de maximă transparență în cazul lui Alexander Stoinoglo, întrucât este unul de interes major pentru întreaga societate. Potrivit președintelui, tăinuirea oricăror informații și comiterea oricăror abuzuri este inadmisibilă. Interimatul lui Dumitru Robu în funcția de procuror general ar putea dura până la un an, susține șefa Comisiei Juridice a Parlamentului, Olesea Stamate. Conform legii, urmează a fi organizat un concurs pentru selectarea unui nou aspirant la funcția de procuror general. Când va fi anunțat acest concurs? Depinde de Consiliul Superior al Procurorilor, a precizat Olesea Stamate aseară la emisiunea Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. Vreau să înțeleg că situația domnului Robu, ea cât poate să dureze acest interimat? Conform legii, până la un an. Ah. Conform legii actuale, până la un an. Timp în care ce trebuie să se întâmple, ca să înțelegem? Timp în care, deci, fie Consiliul Superior al Procurorilor demarează un concurs pentru selectarea unui nou candidat, deci unui nou procuror general, și când se va întâmpla asta, depinde de Consiliul Superior al Procurorilor. Dacă vor face ei asta până la alegerile în CSP și respectiv alegerea noilor procurori membri ai CSP sau după adunarea generală când vor fi aleși noi membri ai CSP, îmi vine greu să spun, deci asta este totalmente la discreția CSP. Este cumva evident că o perioadă, nu știu cât de lungă, deci domnul Robu va exercita interimatul acestei funcții. Eu cred că domnul Stoinoglo, toată situația a fost creată din cauza la două persoane. Așa. Primul, Platon. Da. Și a doilea este Dodon. Explic. Descifrat, explic. Da, ok. Platon a plecat foarte lejer, într-adevăr, din țară. Având ceva dosare în perol încă, în instanța de judecată. Da. Și eu mi-amintesc declarația făcută de domnul Stoianoglu, care a spus că noi nu vedem niciun impediment pentru domnul Platon ca să nu poată ieși din țară. Iată aici, ar fi momentul de văzut că este procurorul care gestionează, da, concret. Și s-a primit că undeva domnul Stoinoglo parcă l-a favorizat, da, cu niște legături ceva mai înainte care au fost în Parlament. După ce l-a eliberat din pușcărie. Și undeva
o suspiciune că mai n-a contribuit ca el să poată părăsi liber țara. Da? Asta trebuie de verificat ce și cum. Și doi, desigur că noi am avut niște situații discutabile care au rămas în aer. Bahama? Cine? Finanțarea... Bahamas. Ah, Bahamas. Prin Bahamas. Ah, da, pentru da, tot a rămas, Bahamas. Tot a rămas în aer. Cu locul. Cea mai mare problemă a domnului Stoianoglu este această afiliere față de Veceslav Platon, care toată lumea, societatea, oamenii informați, înțeleg că este un personaj foarte dubios. Și a doilea rând, evident, și eu, cumva afinitatea și cu Igor Dodon, care se străduie din răsputeri să fie asociat cu procurorul general. A treilea aspect care îi dăunează foarte mult procurorul general și a dăunat în toată perioada asta este, evident, oamenii din cadrul procuraturii generale. Asta nu înseamnă că oamenii care parțial acum au început anumite conflicte, pe interior sunt mai buni. De asta este nevoie foarte, foarte mult să fie respectate promisiunile electorale inițiate de PAS în domeniul justiției, evaluarea judecătorilor extraordinară și a procurorilor, pe care și noi și colegii au promovat această idee foarte mult în legislatura precedentă. A fost nevoie de o intervenție specială pentru a ajunge la spital. A văzut moartea cu ochii, dar a fost salvată de o echipă de medici pe care îi numește îngeri. Toată istoria o aflați în câteva clipe la știri. Un om de afaceri din Rusia învinuiește pe foștii procurori anticorupție din Republica Moldova, Roman Statnic și Viorel Morar, că i-ar fi fabricat în 2018 un dosar și l-au lipsit de bunuri în valoare de peste 1.800.000 de euro. Reclamantul insistă că totul s-a făcut la comanda a doi mari antreprenori, ambii din anturajul lui Igor Dodon și a unui fost deputat a Dumei de Stat a Rusiei. Ne aflăm pe aeroportul internațional Chișinău. Aici, pe 27 martie 2018, au fost arestați frații Heyman, doi oameni de afaceri sosiți din Federația Rusă, într-un dosar penal, despre care aceștia susțin că a fost fabricat de către foștii procurori anticorupție Viorel Morar și Roman Statnic, în favoarea unui grup criminal condus de un fost deputat a Dumei de Stat a Rusiei. În consecință, afaceriștii din Rusia au petrecut următoarele 4 luni după gratiile izolatorului de la CNA, fiind șantajați să-și cumpere libertatea. Vă nu presupuneți, там маски шоу было. Человек, наверное, 6 или 7, ну минимум я должен был быть, ну, племянником Бен Ладена, чтобы меня так арестовывали. Господин Статный, он производил арест, он и был прокурором, следователем. Меня посадили вниз в ЧНА. Камеру 3 месяца я практически меня не вызывали ни на допросы, ни на научные ставки. Я просто сидел в камере. Fraților Heyman le-a fost incriminat că de la finele lui 2015 și până în decembrie 2017, perioada în care cei doi au ocupat succesiv funcția de director general al întreprinderii autohtone Natur Bravo, ei au prejudiciat compania cu aproape 4.500.000 de lei. Întreprinderea Natur Bravo are 2 fabrici amplasate pe teritorii de peste 30 de hectare, fiecare în orașele Florești și satul Cupcini, raionul Edineț. Acum câțiva ani, fabrica din Cupcini a fost modernizată, fiind în măsură să ia mai bine de 60% din totalul producției. Aici este și o linie proprie de cale ferată. Beneficiarul de facto al întreprinderii la acea vreme era cecenul Vakha Agaev, un prosper om de afaceri în domeniul petrolier, deputat comunist în Duma de Stat a Rusiei. Pe 23 februarie 2020, Vakha Agaev a decedat. Se presupune că moartea a fost cauzată de COVID. Din 1998 până în 2018, Evgeni Heyman a fost persoana de încredere a lui Agaev. În 2008, de exemplu, Heyman a fost numit director general al principalului obiectiv de profit al lui Agaev, gigantul petrolier Yukneftproduct. Agaev a făcut parte din grupul de oameni apropiați lui Igor Dodon, acesta din urmă
bucurându-se de o promovare intensă în cabinetele din Moscova. La sfârșitul lui 2016, la scurt timp după alegerile prezidențiale, Evgeni Heyman a devenit membru al Consiliului Economic pe lângă președintele Igor Dodon. S-a făcut la recomandarea lui Vahe Agaev. În funcția lui Heyman au intrat problemele vamale care apăreau între Republica Moldova și Federația Rusă. Heyman susține că procurorii anticorupție de la Chișinău l-au deposedat de averea nume la comanda fostului partener de afaceri. По сравнению с теми деньгами, что были мне предъявлены наследство, я вас уверяю, намного больше. На очень много больше. Ну, я вам единственное могу сказать, если месячный оборот нефтеперерабатывающего завода составляет где-то около 300 миллиардов рублей, ну, до 3, до 3,400. Мне переделали нанесение ущерба 120 тысяч. Ну, я так по подсчетам, когда вел, я посчитал, что имущество у меня забрали на, ну, практически на 2 миллиона, 1 830 000 евро. Cum s-au întâmplat lucrurile și cine mai este vizat, aflați mâine la Jurnalul Săptămânii, de la ora 19. Motorina va continua să se scumpească și mâine, de data aceasta, cu încă 9 bani la litru. Astfel, noul preț plafon stabilit de ANRE pentru motorină este de 18,04 lei. Se scumpește și benzina. Prețul unui litru va fi de 21,14 lei. Ambele tipuri de carburanți au scumpit considerabil începând cu luna septembrie. ANRE susține că majorările de preț sunt determinate de creșterea cotațiilor la petrol pe piața internațională. Trei polițiști de frontieră arestați în dosarul Mitei la aeroportul internațional Chișinău vor fi transferați din arest la domiciliu în penitenciar. Decizia de a schimba măsura preventivă a fost luată astăzi de Curtea de Apel Chișinău. Din cele 15 persoane cercetate, 8 sunt în arest preventiv pentru 30 de zile, 4 în arest la domiciliu, iar alte 3 sunt cercetate în libertate. Suspecții nu au voie să iasă din Republica Moldova. Angajații poliției de frontieră au fost reținuți la sfârșitul lunii septembrie pentru că estorcau bani de la pasageri pe aeroportul Chișinău. În imaginile publicate de CNA apare o angajată a IGPF, care ia mită de la pasageri pentru a-i scăpa de penalități. Chiar dacă se vede clar că nu știe engleza, femeia cere bani și de la pasagerii străini. Discuțiile despre sănătatea mentală sau solicitarea ajutorului din partea unui specialist sunt subiecte tabu pentru moldoveni. Deși pandemia de COVID-19 a venit la pachet cu stări de anxietate, tensiune emoțională, frică și stres, doar o persoană din 10 se încumetă să ceară ajutor. Rușinea de ce vor spune ceilalți sau autostigmatizarea sunt doar câteva motive care îi țin departe pe moldoveni de cabinetul medicului. Specialiștii spun că cei mai afectați de pandemie sunt tinerii și vârstnicii care au fost lipsiți de comunicare și interacțiune. Ei trag un semnal de alarmă și spun că sănătății mentale nu îi este oferită atenția cuvenită. Izolarea socială, în primul rând, în al doilea rând, sedentaritatea, ceea ce nu favorizează la persoane în vârstă și multe idei neplăcute în cap. Vă adresați la un medic, la un ajutor? Nu, nu. N-am ajuns la așa stare. M-am auto... Am ieșit din situația asta. Eu nu cred că asta trebuie să fie rușine. Ca să adresezi la medic, la psiholog, asta e normal. Asta e foarte normal. Din cauza asta, eu știu mulți care se duc cu mintea. Din cauza că eu intrat în minte pandemia asta, oi, ce-ați face? Oi, ați murim, ați murim tot grămadă. Oi, ce-ați fac copii? Oi, ni jale de copii, ni jale de maturi. Am cunoscuți care ei numai cu asta trăiesc, cu asta dorm, cu asta scoală și numai la asta îți gândești. Noi am profitat de, am stat un an închiși, am profitat de asta ca să luăm o pauză așa psihologică și în toate. Ne-am ocupat de sănătate, am citit mult, am ascultat multă muzică și cu mesaje de pași înspre toți. Când într-o zi să ieșim și să fii cum a fost. Teama te duce să iei decizii greșite. În schimb, când te adresezi la un specialist psihologic, te simți mai bine. Totuși ne strălim și noi așa, ca cu nepoții, să mai ieșim prin parc. Credeți că este rușine moldovenilor, în general oamenilor, să spună că merg la un psiholog sau să meargă? Da, cred că este rușine. Majoritatea, la majoritatea oamenilor. Asta când în cazuri, dar excepționale, atunci se adresează.
trăim într-o societate care încă nu a crescut la nivelul respectiv și chiar și între prieteni, adică persoane apropiate, se evită să discute în momentul dat, uite, eu m-am apelat la un psiholog sau la un psihiatru, cu toate că eu nu văd o problemă în asta. Deci e o chestie absolut normală și în țările civilizate asta se practică, cum de aici la stomatolog. Adică nu e o problemă că cere ajutor unei persoane specializate în domeniu. Îngrijorările financiare, autoizolarea, efectele șomajului și criza cauzată de pandemia de COVID-19 sunt câteva dintre situațiile ce pot afecta starea de spirit, dezvoltând probleme de sănătate mentală în rândul cetățenilor. Anul trecut, doar 510 persoane au apelat la medicul psiholog sau psihiatru, acuzând tulburări ale dispoziției, pe când statisticile mondiale spun că unul din șase oameni manifestă simptome care tulbură starea mentală. Oamenii preferă să spună că de fapt au probleme de sănătate legate de altceva, nu nici de cum cu sănătatea mentală. Când discuți o problemă, asta este primul pas pentru a ameliora o problemă, să o recunoști și să vorbești despre ea. Copiii, adolescenții și vârstnicii au fost cel mai mult afectați de restricțiile impuse de pandemie, susține reprezentantul OMS în Republica Moldova. And why do they suffer more? It's because of school closures, because of loneliness they were experiencing during these times, because of anxiety about the disease as well, and because of loss of opportunities, because they were not able to build their careers, to attend their studies, and to plan for their future. Not forget also healthcare workers and elderly, and also those who live alone, because they couldn't get any support. Moldovenii nu acordă atenția cuvenită atunci când este vorba despre sănătatea mentală. Doar unul din 10 semnalizează problema și cere ajutorul medicului. Oamenii totuși au frică de a se prezenta, au frică că să nu iară cineva cu degetul, au frică ca să nu spună că tu ai fost la un psihiatru sau tu ai fost la un psiholog. Nu este o problemă dacă te adresezi la un medic, psihiatru sau psiholog sau același logoped fiind cu o problemă. În 2020 s-a testat un număr în creștere a cazurilor de depresie, anxietate și tulburări mentale. Au fost înregistrate 1262 de cazuri noi. Totuși, cifra este departe a fi de realitate, spun medicii, care îndeamnă cetățenii să apeleze la ajutorul specializat atunci când este vorba despre sănătatea minții. A învins COVID-ul chiar dacă suferă de obezitate. Vorbim de Luba Chirca, o femeie din Chișinău, care astăzi a fost externată de la centrul COVID Moldexpo după o luptă extrem de grea cu virusul. Deoarece femeia cântărește peste 200 de kilograme, a fost nevoie de o echipă de pompieri să o transporte acasă. La ieșirea din spital, pacienta le-a mulțumit medicilor care i-au salvat viața. Luba Chirca spune că a început să se simtă rău acum o lună. Tratamentul a început la domiciliu, însă după două săptămâni starea ei s-a agravat. Avem glucinații, mă dure tot pe spatele, tușăm, mă prăpădem. Când am văzut creierii ei cu ochii ei, avem glucinații, am crezut că-s gata. Femeia a fost internată la centrul COVID-19 de la Moldexpo, doar că nici aici chinurile ei nu s-au oprit. Pacienta a fost internată pe data de 23 septembrie, în stare extrem de gravă. Foarte greu, arzi, te arde în chept. Îți pare că îți dă foc din nuntru. Parcă credem, eu o săptămână am crezut că ard cu tătul de-a mă. Că îi zic la un asistent medical și la asistent le zic multă sănătate și mai este. Le zic, măi băie, deci mă ta înțelegi ce înseamnă COVID-ul. De asta e boală, așa trebuie să răpsă. Peste o săptămână de la internare, starea femeii a început să se îmbunătățească. A mai stat în spital încă 7 zile. Am văzut că unii dintre și-o le-au putut și-a putut cânta. Și ora ieșit dintre astea, lumea a plăcut, dar eu cântam răcniu. Dacă nu pute fiecare sport cum poate, tare gre. Acum, după ce a fost tratată, femeia spune că va lua toate măsurile necesare să nu se mai infecteze vreodată. De-aia mă duc ca să fac, le spun și faci carantin, scrie ușa. Și medicii spun că salvarea acestei femei este un miracol. Afectarea pulmonară mai mult de 70%, cum a menționat doamna doctor, deja este o minune. Mai mult decât atât, după cum ați văzut, pacienta supraponderală, adică având o obezitate morbidă, având patologii cardiace concomitente, având diabet zaharat, deci mare parte supraviețuirea la acești pacienți are o rată foarte mică. Acesta este foarte greu de lucrat, corpul nu poate transpira,
4 ceasuri lucrând în aceste costume este un lucru enorm de greu. Această bucurie a pacientei noastre, deci noi toți deci o simțim și o avem și chiar sunt mândru pentru colectivul care activează în centru COVID-19. Ana, ridicieri, fieri, ridicieri, fieri! În prezent la centrul COVID-19 de la Moldexpo sunt internați peste 300 de pacienți, dintre care 29 se află în stare extrem de gravă. Certificatele de vaccinare eliberate de autoritățile moldovene vor fi recunoscute în Anglia. Anunțul a fost făcut de Ambasada Republicii Moldova în Marea Britanie. Instituția diplomatică precizează că decizia autorităților britanice va intra în vigoare din 11 octombrie. Pentru moldovenii care vin în Anglia înainte de 11 octombrie, vor fi aplicate reguli specifice persoanelor care nu sunt complet vaccinate. După 11 octombrie, călătorii care dețin un certificat de vaccinare moldovenesc trebuie să prezinte la intrarea în Marea Britanie dovadă a rezervării unui test COVID, ce urmează a fi făcut în a doua zi de la venire. Certificatele moldovenești de vaccinare sunt recunoscute în peste 27 de țări. A fost instalată în faza școlii primare. Locul nu a fost ales la întâmplare, ci din considerentul că în apropiere sunt mai multe instituții de învățământ. Sunt sigură că toți avem acasă cărți pe care le-am citit și acum doar acumulează praf. De ce să nu aibă o a doua viață? Când și unde a apărut ideea unui astfel de proiect, vă spunem la știri. Stați aproape! Uniunea Europeană debursează Republicii Moldova 50 de milioane de euro drept asistență macrofinanciară. Se presupune că banii europeni vor fi folosiți la eliminarea consecințelor economice generate de pandemia de COVID-19. Debursarea face parte din pachetul de asistență de urgență în valoare de 3 miliarde de euro pentru 10 parteneri vizați de politica de extindere și de vecinătate a Uniunii Europene. Prima tranșă din cele 50 de milioane de euro Republica Moldova a recepționat-o în luna noiembrie trecut. Potrivit Comisiei Europene, asistența este oferită în condiții avantajoase, deoarece Republica Moldova a reușit să realizeze condițiile politicilor agreate cu Uniunea Europeană. Cu aplauze, flori și fanfară, așa au fost întâmpinate astăzi cele două sportive din Republica Moldova care au scris istorie în cadrul campionatului mondial de la Oslo, capitala Norvegiei. La aeroport au venit rudele, prietenii și colegii acestora. Au fost foarte grele, trebuie multă concentrare, determinare. Această medalie înseamnă un pas mai înainte spre a lua cota de participare și o medalie olimpică de la Paris din 2024. Această performanță este cea mai înaltă în cariera mea de sportiv. Revenind acasă, voi analiza ce nu mi-a ajuns, ce trebuie corectat pentru ca data viitoare să pot face față japonezii. Acest rezultat este unul, așa să spunem, obținut cu foarte mult chin, cu foarte multă muncă. Deci chiar în sala în care activăm, practic, utilaje și aparate de forță din perioada sovietică. Antrenorul susține că ar vrea ca statul să se implice mai mult în finanțarea sportului din Moldova. Să nu se bazeze doar prin strângeri de mână și aplauze sau diplome, dar și fapte concrete prin care țin de remunerarea sportivilor. Irina Rângaci este prima femeie din Republica Moldova care a devenit campioană mondială. Tânăra a obținut prima medalie de aur din istoria luptelor libere feminine din Moldova la seniori. Se
Am știut că Irina poate mai mult, emoțiile sunt foarte mari, cred că cuvintele sunt de prisos, prin lacrimi s-a dat emoțiile pe față. Luptătoarea Iulia Leorta a devenit vicecampioană mondială. Un tânăr de 26 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 14 al unui bloc aflat în construcție pe bulevardul Mircea cel Bătrân din capitală. Poliția a stabilit că bărbatul, originar din Răunul Fălești, a căzut în gol de la înălțime în timp ce efectua lucrări de construcție într-un bloc. Potrivit oamenilor legii, în rezultatul traumelor primite, tânărul a murit pe loc. Poliția a inițiat o anchetă în cadrul căreia vor fi examinate toate circumstanțele în care s-a produs incidentul. La Călăraș a apărut prima bibliotecă în aer liber și se numește Căsuța Cărților. Aceasta se află în fața școlii primare și îi așteaptă pe toți cei pasionați de lectură să ia o carte și să lase alta în loc. Această inițiativă are scopul de a crea o comunitate de cititori care fac schimb de cărți prin intermediul acestei biblioteci neobișnuite. Acolo, iubitorii de lectură pot găsi cărți pentru toate vârstele. Eu am fost inspirată în Germania, când prima dată am văzut asemenea librării în aer liber și biblioteci în aer liber și foarte mult mi-am dorit ca și în comunitatea mea să fie așa ceva și am decis să fac o astfel de căsuță, intitulată sugestiv Căsuța Cărților, în memoria mamei mele. Mama m-a învățat și să scriu, să citesc, eu la grădiniță nu am mers. Mama a fost susținătoarea numărul 1 în viața mea și tot ceea ce am reușit se datorează ei în cea mai mare parte și foarte mult am vrut să fac ceva pentru alții în memoria mamei. În memoria mamei, Nicoleta a scris și o carte în care a depănat amintirile care le leagă. Doream cumva să-mi păstrez aceste amintiri cu mama într-un format de carte, pentru că atunci chiar când voi avea copii să le pot povesti, să poată și ei să citească și să cunoască, să o cunoască pe bunica prin această metodă. Biblioteca în aer liber, Căsuța Cărților, a fost instalată în fața școlii primare. Locația nu a fost aleasă întâmplător, ci din considerentul că în apropiere sunt mai multe instituții de învățământ. Toți sunt invitați, și tineri, și vârstnici, pentru toți. Toți cei care iubesc să citească și sunt invitați să iau o carte, să lase alta în loc, sau dacă a luat o carte și le-a plăcut-o, au citit-o, să o întoarcă înapoi, să o citească și alții. Să fie așa un schimb de cărți în comunitate, unde oricine are acces la cărți interesante, pentru că sunt sigură că toți avem acasă cărți pe care le-am citit și acum doar acumulează praf. De ce să nu aibă o a doua viață? În Chișinău, prima bibliotecă în aer liber a fost inaugurată în 2014 la inițiativa unui grup de tineri. Polițiștii de frontieră din Ucraina anunță că l-au reținut pe un japonez care intenționa să intre în Republica Moldova cu dispozitive de spionaj. Potrivit Serviciului de Grănicere al Ucrainei, suspectul a fost identificat în timp ce vame și verificau autobuzul care transporta pasageri spre Republica Moldova prin punctul de control Palanca. Vame și au găsit asupra japonezului două perechi de ochelari, două pixuri și un ceas în care erau ascunse camere și conectori micro-USB. Călătorului nipon nu i s-a permis trecerea frontierei, iar dispozitivele tehnice au fost confiscate. Alte circumstanțe urmează a fi stabilite. A crescut printre oile și vacile din gospodăria părinților. Cap prevedea doar la vecini, așa că a studiat mult informațiile din internet înainte să construiască o fermă. Știu, când ajung aici, eu zic micul meu imperiu. Deci eu aici mă aflu în anturajul meu. Este afacerea a mea, a familiei mele. Este o afacere de familie, de suflet. Cât timp acordați fermierica? 24 din 24. Ce îl caracterizează pe acest fermier, vedeți la știri. Maria Ressa și Dmitri Muratov au primit premiul Nobel pentru pace pe anul 2021, a informat astăzi Comitetul Nobel. Cei doi au primit această distincție în semn de recunoștință față de lupta lor curajoasă pentru apărarea libertății, a precizat instituția care acordă prestigioasa distincție. Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2021 to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy
Maria Ressa și Dmitri Muratov sunt reprezentanți ai tuturor jurnaliștilor care susțin acest ideal într-o lume în care democrația și libertatea presiei se confruntă cu condiții din ce în ce mai potrivnice, a declarat președintele Comitetului Nobel într-o conferință de presă la Oslo. Maria Ressa este o jurnalistă și autoarea filipino-americane. Pentru aproape două decenii a lucrat ca reporter principal de investigație pentru CNN în Asia de Sud-Est. În 2020 ea a fost condamnată în temeiul controversatei legi filipineze împotriva criminalității cibernetice, acțiune condamnată de grupurile pentru drepturile omului și jurnaliști ca un atac asupra libertății presei. Maria Ressa este una dintre cele 25 de personalități importante ale Comisiei pentru Informații și Democrație lansată de organizația Reporterii Fără Frontiere. Dmitri Muratov este un cunoscut jurnalist rus, om de televiziune, unul dintre fondatorii și acum redactor șef al publicației Novaya Gazeta. Dmitri Muratov a devenit astfel cel de-al treilea rus care a primit premiul Nobel pentru pace. Până la el, prestigioasa distincție au primit-o vestitul savant, disidentul Andrei Saharov și președintele fostei Uniuni Sovietice, Mihail Gorbaciov. Premiul va fi decernat în cadrul unei ceremonii ce va avea loc pe 10 decembrie. Premiul pentru pace acordat de Academia Suedeză este în valoare de 10 milioane de coroane suedeze, echivalentul la 1,14 milioane de dolari. Rețelele de socializare au fost împânzite cu fotografii și mesaje în amintirea lui Viorel Mardare. Un omagiu deosebit pentru regretatul regizor care ar fi împlinit ieri 40 de ani a venit de la o vinărie care a lansat ediția limitată de vin Viorel. Noul vin nu este comercializat, ci distribuit doar prietenilor, rudelor, colegilor de breaslă și celor care l-au sprijinit pe Viorel Mardare în lupta sa cu maladia care i-a curmat viața. Pe eticheta sticlei este una din reflecțiile sale scrise după campania de caritate pentru tratamentul anticancer. Eu nu credeam că există atâta dragoste în jur, precum și semnătura regizorului. Vinăria lansează și o bursă de merit numită Viorel Mardare, care va fi oferită lunar unui student cu merite deosebite al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, care vrea să devină regizor. Pe 9 martie 2019, Viorel Mardare a decedat fiind răpus de cancer. Jurnal TV pune pe post în această seară primul episod din al doilea sezon al emisiunii Artizanii Gustului. În fiecare zi de vineri, începând cu ora 20, vom cunoaște istoriile a 10 dintre cei mai buni bucătari din Republica Moldova. Cel de-al doilea sezon Artizanii Gustului, telespectatorii Jurnal TV vor avea ocazia să se apropie de oamenii care practic nu se văd, dar roadele muncii lor nu doar se văd, dar și se gustă. Este vorba despre bucătarii și patisierii noștri, cărora noi le oferim șansa să fie mult mai vizibil, să fie cunoscuți de public și să înceapă ușor, ușor a prinde la curaj de a promova gastronomia locală și a o ajuta să evolueze. Uneori visez compoziții, fiindcă eu trăiesc cu gândurile astea zi de zi. Eu trăiesc cu pâinea, trăiesc prin pâine, vorbesc prin pâine. În acest al doilea sezon avem 10 istorii, avem atât bucătari cât și patiseri și pe fiecare dintre ei i-am provocat să valorifice tradițiile locale, produsele locale, amintirile lor din copilărie, încercând astfel să modernizeze anumite bucate și să le arate în farfurie. Cel care își face afacerea nu trebuie să stea în birou și să dea indicații. Omul trebuie să știe cum merge afacerea lui. Primul episod din noul sezon va fi difuzat în această seară, începând cu ora 20:00, doar la Jurnal TV. Primul protagonist este Petru Chicu. Emisiunea a fost produsă cu sprijinul IREX și al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău. Salut, sunt Petru Chicu și vă invit să urmăriți povestea mea la Artizanii Gustului. După mai bine de 20 de ani de activitate la Ministerul Apărării, a ajuns să întrețină capre de rasă. A renunțat la viața de oraș, s-a mutat în satul de Baștină, iar după câțiva ani de muncă asidu a devenit proprietarul unei ferme de animale cu potențial. Este micul său imperiu, așa îi mai spune Viorel Prisacar din Slobozia Măgura, raionul Sângerei. Îi aflăm povestea din reportajul ce urmează. Unde le duceți? Le duci via care la mult, la Mudenean. Mudenean, le-am făcut și Mudenean le duci la mult.
Ajunse la fermă, caprele sunt împărțite în grupuri. Unele rămân afară, altele merg la mulți. De aici, cu ajutorul aparatelor performante, laptele este transportat direct în secția de procesare, fără vreun contact cu omul. Este o responsabilitate mare pe omul nostru, pentru că produsul nostru să ajunge la cumpărător. Tot ce vedem astăzi aici, la ferma de capre din Slobozia Măgura, este rezultatul efortului zilnic al militarului Viorel Prisăcari. Până m-a lansat în această afacere, am făcut o carieră de militar, începând la gradul de soldat până la locotenent colonel, aproximativ 20 de ani, după care m-am decis să cresc capre. Am împrumutat bani de la rudă, a luat credite și de la bancă, iar în 2014 a început construcția fermei. Peste 2 ani a adus primele capre, 63 la număr. La ziua de astăzi avem 247 de capre adulte și 90 de ediții născute anul curent. El ușor se adaptează, se aclimatizează, nu sunt capricioase, mai puțin capricioase, dau o cantitate de lapte bună pe perioada de lactație. De mic a crescut printre oile și vacile din gospodăria părinților. Capre vedea doar la vecini, așa că a studiat mult informațiile din internet înainte să construiască ferma de capre. Capra era mai puțin populară. În ultimul timp, oamenii deja mai mult se interesează de aceste produse. Laptele de capră este foarte benefic pentru organismul uman. Laptele de capră este un elixir al sănătății, este ușor digerabil, nu are intoleranță, este un produs care foarte este asemănător cu laptele matern, potrivit structurii chimice. Laptele de capră este digerat de organismul uman timp de 20 de minute, cel de vacă 24 de ore. Acum, la ferma de capre din Slobozia Măgura, găsești nu doar lapte. Producem brânză, iaurt din lapte de capră, caș dulce, lapte pasteurizat și zer. Noi folosim numai 3 ingrediente, lapte, cheag natural și sare alimentară. Secretul succesului este ambiția și disciplina de militar. Știu, când ajung aici, eu îi zic micul meu imperiu. Deci eu aici mă aflu în anturajul meu. Este afacerea a mea, a familiei mele. Este o afacere de familie, de suflet. Cât timp acordați fermerica? 24 din 24. La ferma de capre din Slobozia Măgura muncesc 10 angajați. Domnilor și domnilor, acesta a fost principalul jurnal al zilei. Urmează rubricile Sport și Meteo. De la ora 21 urmăriți emisiunea 02, iar de la ora 22 emisiunea cealaltă Basarabie. Nu uitați, dacă ați o smartphone un eveniment care poate deveni o știre, scrieți-ne la adresa de e-mail contact@jurnaltv.md sau pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem la jurnalul de noapte. Numai bine!